Doamnelor și domnilor, stimați invitați, adresăm rugămintea domnului primar al localității Ghiroda, domnul Stănușoi Ionuț, să ne transmită mesajul domniei sale. Bună ziua tuturor! Bine ați venit la Ghiroda! Primăria Ghiroda, împreună cu Consiliul Local, consideră deosebit de important acest eveniment și aceste investiții care contribuie la siguranța fiecăruia dintre noi. Dorim să vă mulțumim pentru tot ceea ce faceți pentru Ghiroda și pentru toți locuitorii județului Timiș. Dorim să vă mulțumim pentru nenumăratele momente în care ați răspuns foarte prompt solicitările venite din partea cetățenilor din comuna Ghiroda. Aș dori să mulțumesc colegilor de la Primăria Ghiroda și colegilor de la ISU Timiș care au lucrat pentru a perfecta această achiziție. Aș dori să-i mulțumesc domnului Mihoc pentru tot sprijinul acordat de-a lungul timpului. Vă mulțumesc și sperăm să o folosim cât mai rar. Dacă permite să trafim și eu câteva mesaje, în primul rând, stimați colegi, am onoarea să vă salut. Domnule primar, domnilor și doamnelor consilieri, asistăm la un moment istoric. Spun istoric pentru că astăzi parteneriatul între administrația publică locală, Comuna Ghiroda și Inspectoratul pentru Situații de Urgență este un lucru inedit. Am început acest proiect încă de la începutul anului și astăzi ne aflăm în faza în care acest proiect este finalizat. Felicitări colegilor care veți avea și veți lucra pe auto specială de ultimă generație. Este vorba de auto specială care poate interveni într-un timp foarte scurt. Vom vedea imediat și caracteristicile acestei mașini. Mulțumesc echipei de implementare, mulțumesc domnului primar, domnilor și doamnelor consilieri, fără de sprijinul cărora nu puteam să ajungem în acest moment, și anume festivitatea de înmânare a cheii și a documentelor de la autospeciala sau ultima autospecială pentru stingerea incendiilor și pentru intervenții în situații de urgență. La urmare, este o zi festivă, văd că sunteți zâmbitori, este foarte bine pentru că încet, încet vom reuși să înlocuim tehnica de intervenție. Domnule primar, vreau să vă informez că acum partul auto al inspectoratului nostru are 40% din tehnica de intervenție, mă refer la autospeciale de lucru cu apă și spumă, cu o vechime mai are 25 de ani. Avem mașini care au mai mult de 25 de ani, avem autospeciale care sunt în serviciu datorită lor, datorită colegilor care dau dovadă de înțelegere și lucrează foarte mult partea de mentenanță. Acest lucru, să spun, face ca noi să ne îndeplinim toate misiunile cu succes. De astăzi, locuitorii comunei Ghiroda și, bineînțeles, armata vii vor avea și vor vedea din ce în ce mai des pe străzile localităților această autospecială. Vă mulțumesc și să avem parte doar de evenimente cât mai puține cu noua autospecială ce intră în dotarea noastră. Mulțumesc! Mai departe, rog pe domnul comandant al detașamentului de pompieri Timișoara, domnul Florin Băncescu. Felicitări și continuăm activitățile. Vezi patria! Domnul plutonier major, vă înmânesc cheia autospeciale APIC. Echipaj, la autospecială și deplasarea în dispozitiv pentru executarea exercițiului tactic. Executarea. Autospecială este compusă din autoșasiu cu cabină dublă și suprastructură carosată din fibră de sticlă compartimentată în partea din spate, fixată pe șasiu. Accesul la echipamentele amplasate în interiorul suprastructurii se poate face prin lateral sau spatele acesteia, închiderile fiind realizate cu jaluzele rabatabile din aluminiu.
Masa totală operațională, complet echipată, cu echipaj și toate plinurile făcute, este de maxim 3100 kg. Dimensiunile de gabarit sunt lungime de 5 metri 400 cm, lățime 2000 de mm, înălțime 2500 mm. Gardă la sol sub axa față de cel puțin 200 de mm, între axe de cel puțin 230 mm. Autospeciala este dotată cu sistem de avertizare acustic și optic, alcătuit din rampa luminoasă modulară de culoare roșie, două lămpi LED de tip flash montate în grila față, două lămpi LED montate în partea din spate a suprastructurii și sirena cu difuzor montate în compartimentul motor. Autospeciala este dotată cu sistem de comunicații radio, compus din stație mobilă Tetra, terminale Tetra, antenă radio Tetra. De asemenea, autospeciala este dotată cu un troliu electric montat în față, acționat prin telecomandă, având o forță de tracțiune de minim 4000 de kg forță, lungimea cablului 25 metri. Aceasta are dotare un sistem pentru iluminare perimetrală alcătuit din trei proiectoare poziționate pe un suport telescopic, astfel încât acesta să ofere o iluminare de 360 grade. Cu ajutorul pompei manuale, stâlpul se poate extinde până la aproximativ 4 metri în funcție de necesitate. Autospeciala este dotată cu un sistem de stingere cu apă montat în interiorul suprastructurii, acesta fiind alcătuit din pompa de apă de înaltă presiune, 100 bar, motorul pompei, furtune de aspirație cu raport IC, cu un sistem de 6 metri, rezervorul de apă, realizat din inox sau fibră de sticlă, va avea o capacitate de minim 200 litri. De asemenea, autospeciala are în dotare o scară culisabilă montată pe suprastructura pe suport culisabil din spatele autospecialei, aceasta fiind acționată prin tragere. Lungimea scării pliată este de 3 metri, iar lungimea scării desfăcută de minim 5,2 metri, având o greutate de 20 de kg. Atenție la capul de tren. De asemenea, în interiorul suprastructurii se află generatorul electric care funcționează la o tensiune de ieșire 230 de V, aceasta fiind un motor în 4 timp, autonomie 3 ore, având ieșire pe două prize de curent alternativ. De asemenea, este tamburul cu cablu electric cu lungime de cablu de minim 40 de metri, cablu cauciucat, prevăzut cu minim 3 prize tip Schuco la 230 de V. După cum observați, în jurul autospecialei se află balizele de semnalizare și pe autospecială iarăși se află banda balizare în rolă de 300 de metri. Autospeciala este dotată cu un motoferăstrău cu lanț, putere de 2 kW, o pompă submersibilă electrică, putere de 1,3 kW. Unealtă de descarcerare combinată electrică,
Aceasta având caracteristicile distanță de depărtare 350 mm, forță de depărtare minim 200 kN, forță de tragere minim 50 kN. Autospeciala are în dotare capule de salvare în cazul salvării persoanelor din incendii. Topor târnacop cu mâner din fibră de sticlă, clește gură de lup cu mâner din fibră de sticlă, unealtă haligan, model cu două gheare paralele, cange extensibilă cu două elemente și mâneri din fibră de sticlă, două stingătoare cu pulbere tip P6, coardă de salvare tip A2 de lungime 50 de metri, carabină pusă de protecție, echipament de salvare de la înălțimi, compus din hamuri, coborător, blocatoare, scripete simple, scripete duble, carabine,